De ce nu sărbătoresc Halloween? Pentru că Halloweenul este, de fapt, o festivitate a diavolului. Dacă faceți un pic de cercetare, veți vedea istoria Halloweenului. Oricum, dacă numai ne uităm și analizăm comportamentul oamenilor în Halloween, vom vedea că, de fapt, acest lucru este un comportament care este legat de diavol. Sperietori de ciori, morți, vrăjitoare, tot felul de lucruri care sunt legate de diavol și de comportamentul oamenilor necredincioși. Deci de ce un credincios care crede în Dumnezeu să sărbătorească aceste lucruri? Oamenii spun, păi asta e de fun, numai de distracție, nu e mare lucru, ce te ești așa de tot timpul așa de serios? Pentru că lucrurile astea nu sunt de râs. De aia se întâmplă, oamenii își pierd de fapt simțul lucrurilor, diferența între bine și rău și se lasă duși ușor, ușor până ce ies din credință. Pentru că zic că, păi, nu poți să fim așa de strict, păi ce mare lucru, ne distrăm, te distrezi pas cu pas până ce nu te mai recunoști. Halloween-ul nu-l sărbătorim, nu sărbătorim nimic ca ce este legat de lucruri necredincioase, ce este legat de lucruri care nu sunt sancționate de Dumnezeu, de Creatorul nostru simplu. Pentru musulmani sunt două iduri, două sărbători, acesta este numai voie să fie sărbătorit în Islam.